băieții și bine ați venit la un nou episod din seria România la Euro 2016. Vedeți acum clasamentul pe ecran după primele două etape din grupă. Tot ce trebuie să facem este să nu pierdem ultimul meci împotriva Albaniei. Un egal sau o victorie ne păstrează pe locul întâi și teoretic vom avea parte de o adversară mai accesibilă în optim. Dacă îți place această serie, nu uita să lași un like, hai să încercăm să depășim din nou 4.000, ar fi absolut genial. Deoarece am folosit cam același prim 11 pentru primele două jocuri din grupă, jucătorii acum am obosit, deci o să trească să facem câteva schimbări. În poartă l-avem din nou pe Tătărușanu, linia de fund Grigore, Găman, fundaș central, fundaș stânga Latovlevic, fundaș dreapta Kirikeș. La mijloc avem pe Pintili, pe Hoban și pe Keșeru. În atac îl avem pe Stancu, atacant central, atacant stânga pe Kipciu și dreapta îl avem pe Budescu. Să-i dăm bice, bineînțeles, România în clasicul echipament galben și Albania în roșu. Jucăm pe Stad Jeland, lovitură de început pentru Albania. Țineți minte, un egal este de ajuns pentru noi pentru a păstra șefia grupei și ce poate să greșit au dat aici albanezii. Însă cea mai mare prostie e să mergem la egal, să mergem la victorie. Cea mai bună apărare este atacul. Încă nu am atins mingea, încă nu am avut un atac. Oh, periculos aici! Periculos din nou albanezii. Surprinzător ne domină, nu ne-a dominat Franța, nu ne-a dominat Elveția. Poate pe contraatacul ăsta Budescu pentru Stancu. Frumos pentru Kipciu. Haide Budescule! Finez! Prima noastră ocazie de gol, minutul 19. Budescu, un șut destul de imprecis totuși. Haide sus, hai pe ei, presiune! Dacă îi lași pe Legendary să facă posesie, ești terminat. Vine Stancu! Câștigă mingea în jumătatea lor. O să printre pentru Kipciu. Și intrare aici, gol! Nu cred că a ratat Budescu de acolo. Ce ratare, cea mai mare ratare de până acum. Tecnic superb, câștigă mingea. Stancu din nou. Pasează pentru Pintili, încercăm un șut la distanță. Pintili! Tătărășanu pasează lui Valerica Găman, dezvoltăm frumos până acum acest contraatac, Hoban cu mingea. Frumos pentru Stancu, Stancu pentru Keșeru, Keșeru este foarte periculos cu șuturile la distanță. Ia să încercăm. Din nou apără portarul albanez. Periculos aici, Kirikeș salvează, superb de acolo, dacă nu era el, ar fi fost o fază foarte, foarte periculoasă. Budescu acum pentru Stancu. Aproape că am pierdut mingea. Ciu pentru Pintili. Greu, foarte, foarte, foarte greu meci. Acum Keșeru. Oh, drag back superb. Fake body feint, Kipciu cu mingea. Deschidem pe stânga, Budescu, un ball roll. Ar fi fost un gol superb. Pasă după pasă după pasă. Continuare 0-0, minutul 56. Dificil meci. Nu degeaba alba. Oh, ce tackling acolo, superb. Poate acum pe contraatac Hoban, îl văd pe Budescu, e singur! Nu mai are stamina. Poate acum, haide tătă! Dar nu avem cui să pasăm. Mai bine începem cu o pasă scurtă decât să ne grăbim. Perfect aici! Kipciu înapoi pentru Pintili, îl văd pe Kipciu liber. Protejăm frumos, protejăm superb! Body feint, trebuie să facem un body feint înăuntru. Super! Hai Kipciu! Fineza scurt! Alexandru Kipciu! Deschide scorul, minutul 68, o acțiune incredibilă! Super body feint, după aceea evităm un tackling dacă nu mă înșel. Ia să vedem, body feintul aici, după aia evităm superb tacklingul. Trage la cursul scurt, nicio șansă pentru portar. Cu apărarea. Bine Grigore. M-am cam grăbit, am dat prea departe, deși a ieșit perfect pentru noi. Câștigăm acolo lovitura de cap cu Bogdan Stancu, Kipciu acum pentru Budescu. Deschidere superbă, super contraatac pentru Stancu, pasa a fost. Pintili, Hoban, un șut la distanță. N-am pus destulă forță în șut. Nu tătă, de ce ai ieșit acolo?
N-am fi primit niciodată gol dacă nu era ieșirea asta neinspirată a lui Tătărușanu. Mai trebuie să mai rezistăm puțin, Probabil ultima fază de atac. Oh, superb! Minge la noi și s-a terminat. Câștigăm grupa la Euro 2016. 7 puncte, 2 victorii la început cu România, cu Elveția, acum un egal cu Albania. Am avut puțin ghinion, o ieșire neinspirată a lui Tătărușanu a decis rezultatul final 1-1. Deci am trecut de grupe, România la Euro 2016. Urmează în episodul următor, care o să fie live sâmbătă, să jucăm optimile. Nu uita, dacă ți-a plăcut episodul, dacă apreciezi această serie a mea cu România, lasă un like, hai să încercăm să depășim din nou 4.000, ar fi absolut genial. Ne vedem la viitoare, pa, pa! I smiled at them and said, she told me so.